Zilele municipiului Fălticeni au adus împreună comunitatea locală pentru 3 zile de spectacole folclorice și muzicale, târguri tradiționale și evenimente culturale, toate desfășurate în zona Nada Florilor. Festivitățile au început vineri 19 iulie și au continuat până duminică 21 iulie, oferind locuitorilor și vizitatorilor un program divers și captivant. Ziua de vinere a adus în prim plan formația 3 Sud-Est, pe scenă amplasată în zona Nada Florilor. Acesta a fost cel de-al doilea concert susținut în ultimii ani la Fălticeni de trupa pop dance. Ziua de sâmbătă a fost marcată de reprezentații artistice susținute de renumiți interpreți de muzică populară, precum Călin Brăteanu sau Marius Găianu. Pe lângă spectacolele artistice, zona vechiului stadion a găzduit un târg tradițional, unde vizitatorii au avut ocazia să savureze dulciuri, produse alimentare locale și bere. De asemenea, copiii și tinerii s-au putut bucura de diverse jocuri și activități, de la topogane gonflabile la ciocane, oferind distracție pentru toate vârstele. Duminica manifestările au continuat cu un program artistic pe scena centrală, care a început la ora 16 și s-a întins până aproape de miezul nopții. Artiști de renume, precum Argatu, Nic și Vlăduța Lupău, au captivat publicul cu interpretările lor, aducând un suflu modern și energic sărbătorii. Seara s-a încheiat cu un spectaculos foc de artificii.